veșnică. Aleluia! De cel mai mare dar. Osanale. Ascultare, care face mai mult de toate jertfele. Și acest mare dar, acesta, viață veșnică și mântuirea, o dă cuvânt. Și este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Aleluia! Asta e cel mai mare dar. Cea mai mare făgăduință este darul mântuirii. Sfântului Duh. Și abia să vă citesc un cuvânt foarte bun bazat pe cuvânt. Mie îmi place să totdeauna să accentuez pe cuvânt acest ceea ce vorbesc și abia să vă convingeți despre acest dar și despre aceasta făgăduit. În 1 Ioan la capitolul 2, versetul 25. Aici spune în felul următor. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El, adică cine? Hristos. Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Este viața veșnică. Aleluia. Ne bucurăm. Aleluia. Acest dar. Acest dar, vreau să vă spun că putem să-l termin. Am avea să vorbesc despre aceasta, că Dumnezeu mi-a dat al cuvânt. Vreau să mă abate la harul lui Dumnezeu. Acest dar frumos pe care ni l-a dat Domnul Iisus, care amintește și la femeia samariteancă, nu? O femeie păcătoasă. I-a dat Dumnezeu un dar sfânt. Mări să fie Domnul! Auzi, Domnul! Aleluia! Domnul Iisus, că tu dacă ți-aș fi dat din apa mea, spunea Domnul Iisus Hristos, niciodată n-ai înseta. Așa cum spune proiectul din cântare. Cine bea din apa mea, niciodată nu va înseta. Apa mea este curată și e bine cuvântată. Și ne dăm să beu din aceea. Aleluia! Nu i-a mai trebuit apa aceea de la fântână. O că lăsat-o jos. Aleluia! Și-a zis, du-te, cheamă și bărbatul. Și-a zis, n-am, știu că ce ai avut. Și cu ăla care stai, nu ți este bărbat. Era o femeie care trăia în adult. Și spunea în felul următor, știu că ești un proroc. Aleluia! Pentru că Dumnezeu a descoperit taina inimii. Mărie Domnului! Aici a descoperit Dumnezeu multe taine. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. A descoperit Dumnezeu pentru că ne iubește. Aleluia! Dacă s-o vorbi Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu te iubește. Măriți să fie Domnul! Și te vrea cu gelozie pentru El. Aleluia! Ăsta e darul mântuirii. Viața veșnică, fără plată. Nu te pune Dumnezeu să muncești, să faci efortul, cum a muncit poporul Israel în Egipt. Erau rog. Nu te pune Dumnezeu. Te pune Dumnezeu să-ți vinzi casa ta, dacă ai o mașină. Nu. La Dumnezeu nu-i trebuie lucrurile astea materiale de la noi. Ce trebuie la Dumnezeu de la inima. Noi? Inima. Aleluia. Inima. Dar să-i o dai Tatălui Dumnezeu. Amin. La unii le-ar plăcea ca în două, numai inima să fie împărțită în două. Doamne, când ești afară, slujești și pe celălalt și când ești în biserică. Doamne, dă-i putere. Sfântă. Nu se poate. A crede cineva că, așa cum s-a vorbit prin profeție, că îl poate înșela pe Dumnezeu, dar de unde? Că se înșeală El. Amin. Se înșeală El. La Dumnezeu îi place să-i dăm tătă inima. Inima lui să fie legată de ce? Aleluia! Eu știu că la unii le-ar plăce să fie și cu lumea și cu Dumnezeu. Să slujească la doi stăpâni. Și la satana și la diavolul. Dar nu se poate, frate. Vreau să trag un semn de alarmă. Toți acei care ați făcut legământ cu Domnul. Legământul ăsta este un legământ mare. Amin. Făgăduințele lui Dumnezeu ne-au dat pentru că El a suferit pentru noi. Măriți să fie Domnul. El a fost acela ce este acela care o răbdat, o dus greu. Aleluia. Noi nu trebuie să facem nimic, că nu mai trebuie să crede. Amin. Aleluia. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu? Posibil. Dă ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Am zis că n-aș vrea să vorbesc despre acest.